Lăudați să fie Iisus! Părinte vicar general, părinte vicar cu preoții, dragă părinte Daniel, iubiți frați și surori în Domnul, este un privilegiu că în aceste momente suntem împreună, un dar de la Dumnezeu. O să încercăm împreună să punem în inimile noastre cuvântul Evangheliei de la Luca, un cuvânt trecut prin experiența și prin sufletul părintelui Silvanu Fausti și vă recomand să deschidem catehezebiblice.ro mai des, pentru că sunt resurse nebănuite. Eu acum când am pregătit un pic tema și am încercat să sintetizez că de fapt e gata pregătită acolo, am descoperit sensuri noi, adânci, profunde și am rămas încântat. De aceea o să împărtășim împreună această prima cateheză. O să rog pe doamna Florica să vină să mă ajute pop. Pop Florica. Eu? Da. O să citim întâi textul de la Luca, primul capitol, versetele de la 5 la 10, după care vom comenta și o să-mi citiți de câte ori o să vă dau. Evanghelia de la Luca. Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia, din ceata preoțească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aron și se numea Elisabeta. Și erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului. Dar nu aveau niciun copil, deoarece Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor. Și pe când Zaharia sluja înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, a ieșit la sorți, după obiceiul preoției, să tămâieze, intrând în templul Domnului. Iar toată mulțimea poporului, în ceasul tămâierii, era afară și se ruga. Cuvântul Domnului. O să observăm în textul de la Luca trei lucruri foarte importante și o să le dezbatem. Ce înseamnă să fii drept înaintea lui Dumnezeu în comparație cu dreptatea omenească? Ce înseamnă sterilitate? Pentru că vorbim despre Elisabeta și Zaharia care nu aveau copil. Și ce înseamnă ca templul lui Dumnezeu, o să vedem cuvântul lui Dumnezeu, să fie în centrul vieții noastre, a creștinilor. În primele două capitole ale Evangheliei sale, Luca subliniază modul în care Dumnezeu lucrează în istorie, astfel încât și noi, cei de astăzi, să înțelegem felul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Textele din aceste capitole relatează o istorie care s-a întâmplat și propune un model în care cititorul să se recunoască. Trebuie să ne întrebăm cum ne recunoaștem noi în aceste personaje în care Dumnezeu lucrează. Și după aceea să ne întrebăm cum lucrează Dumnezeu. Ne referim astăzi la o familie ce nu poate avea copii. E vorba de preotul Zaharia și soția Elisabeta. La fel ca a lui Avram și Sara și ca multe altele ale patriarhilor. Pornind de la această istorie, Luca prezintă temele fundamentale ale întregului Vechi Testament. Dreptatea, respectarea poruncilor, făgăduința lui Dumnezeu și păstrarea ei. Istoria fiind în mâna lui Dumnezeu și a providenței sale și nu în mâna celor puternici, așa cum greșit înțelege mulți dintre noi, că puterea e la oamenii marei lumii. Deci este la Dumnezeu și tocmai de aceea Dumnezeu dă viață celor care au nevoie de viață și le lipsește viața. De fapt, acesta e sensul general.
Povestirea aceasta a Evangheliei se împarte în două părți. Prima conține promisiunea vieții făcută de înger, adică venirea pe lume a unui copil cu misiune mare, vorba de Ioan Botezătorul. Se descrie timpul și locul unde se va întâmpla minunea. Și apoi o să vedem, în partea a doua, se descrie împlinirea acestei promisiuni. Această schemă, promisiune și împlinirea ei, este fundamentală în întreaga istorie. Promisiune înseamnă a pune înainte. Dumnezeu îți pune înainte o propunere. Ne pune fiecare dintre noi o cale. Pentru ca să-L urmăm, pentru ca să ne întâlnim cu El. Iar propunerea pe care Dumnezeu ți-o face se împlinește dincolo de toate dificultățile care se întâlnesc. Chiar dacă Dumnezeu întâmpină în cazul de față necredința lui Zaharia, care, sigur fiind în vârstă, nu crede. O să începem cu versetul 5. Era în zilele lui Irod, regele Iudei, un preot cu numele Zaharia din ceata preoțească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aron și se numea Elisabeta. Vedem că acest verset începe cu... În el sunt 6 nume de persoane. Dar găsim și timpul când are loc și locul unde se întâmplă. Timpul și locul determină întotdeauna existența noastră. Ne arată când și unde va lucra Dumnezeu pentru noi. Domnul acționează în timpul istoriei noastre de fiecare zi. În locul potrivit și prin persoane concrete. Creștinismul și ebraismul, ne referim acum la iudaism, la Vechiul Testament și la... Îl descoperă pe Dumnezeu care lucrează în istorie prin persoane concrete. Și ne arată ceea ce face Domnul în aceste persoane. Și ceea ce realizează în orice om care alege să urmeze căile Domnului. Deci Domnul poate să lucreze doar atunci când omul alege să lucreze în căile lui Iisus. Să trăiască viața după cuvântul lui. Dacă dorim să înțelegem cine este Iisus, trebuie să înțelegem până în adâncuri iudaismul. Deoarece Iisus este realizarea promisiunii făcută lui Israel în Vechiul Testament. Despre această temă ne vorbește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 11. El se întreabă, oare a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Iar concluzia este că rădăcina noastră este Israel. Dacă îndepărtăm trunchiul de rădăcină, atunci nu mai avem roade. După cum trebuie unite Vechiul Testament și Noul Testament, tot la fel trebuie să avem o viziune unită a istoriei noastre cu istoria mântuirii. De fapt, dacă ne gândim la istoria mântuirii, este inclusă întotdeauna în istoria noastră de zi cu zi. Și o să vedem acum cuvântul care se face trup, Iisus Hristos. Indică și realizează această uniune perfectă, vitală, dintre viața noastră și istoria mântuirii. Dacă noi primim cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul vieții, noi intrăm în planul lui de mântuire, atunci începe să se realizeze istoria mântuirii. Sigur, istoria mântuirii noastre, dar dacă se realizează istoria mântuirii noastre, noi contribuim la lucrarea aceasta mare, la istoria mântuirii. Însă, din păcate, noi mereu ne plângem de istoria noastră. De vremurile pe care le trăim, că sunt vremurile cele mai rele din istorie. Nu. Această istorie este istoria mântuirii. La fel ca istoria lui Irod. Irod, am văzut, este primul personaj din textul nostru. Azi avem irozii noștri. Dar istoria mântuirii este aceasta și nu alta. Irod, în felul lui, va colabora la realizarea istoriei mântuirii. Deci va colabora la realizarea istoriei mântuirii și la urmă un alt Irod va colabora pentru a împlini istoria mântuirii, pentru a-L pune pe cruce pe Mesia. Irod cel Mare și după aia Irod al Doilea. Deci nu trebuie să ne plângem de vremurile noastre și să așteptăm alte vremuri mai bune. Mântuirea este acum. Mântuirea este aici. În această istorie a noastră. Tot ceea ce în istorie este bun sau mai puțin bun sau foarte rău, contribuie la construirea istoriei mântuirii. Este adevărat că Dumnezeu respectă omul și lasă liber să facă de capul său.
Dar El, Dumnezeu, are un plan. Prin urmare, Domnul se folosește de lucrurile pe care le facem, bune sau rele, și din ele creează oportunități de convertire, după cum crede El. Scopul lui principal, al lui Dumnezeu, este menținerea promisiunii sale, adică promovarea vieții și conservarea fericirii dincolo de problemele sau dezastrele pe care noi oamenii le creăm. Să privim un pic spre numele personajelor, să vedem ce înseamnă ele și ce legătură au cu această istorie a mântuirii. Un irod, vorbim de primul irod cel mare, și după un alt irod, Antipa, includ întreaga viața lui Iisus și a Botezătorului. Adică înglobează centrul timpului istoriei mântuirii. Suntem în Iudeia, pământul promisiunii. Avem un preot pe nume Zaharia. Numele personajelor sunt indicative, adică ne arată ceva. Dacă nu ne-ar arăta, textul biblic nu le-ar aminti. Zaharia înseamnă Dumnezeu își amintește. De multe ori noi ne întrebăm, unde este Dumnezeu? Unde este promisiunea sa? Oare Dumnezeu a uitat de mine? Nu. Dumnezeu își amintește. El întreabă, oare o mamă va putea să-și uite fiul? Și răspunde prin profetul Isaia, dar eu niciodată nu voi uita de tine. Sau în Psalmul 27 sublinează, tatăl meu și maica mea m-au părăsit, dar Domnul m-a cules. Deoarece El este acela care m-a format în sânul maicii mele, spune Psalmul 139. Deci Dumnezeu nu poate să uite de mine. Dacă ar uita de mine, nu ar fi Dumnezeu. Nici tată n-ar fi, nici mamă. Numele personajului Zaharia ne indică modul în care Dumnezeu lucrează. Dumnezeu își amintește. Asta zic. Își amintește de scopul pentru care L-a creat pe om și de ce I-a promis acestuia. Poate că acela care uită de Dumnezeu este omul. Mai departe se spune Zaharia din ceata lui Abia. Abia înseamnă Dumnezeu este tată. De ce își amintește Dumnezeu? Pentru că este tată. Nu poate să ne uite. Noi suntem cei care am uitat de El că este tată. Și ar trebui să ne amintim că El este tatăl. Sensul întregii istorii constă în faptul că noi, ca noi să ne amintim că El e tatăl, astfel încât să descoperim că suntem fii și să devenim frații celorlalți. Femeia sa, a lui Zaharia, era din fiicele lui Aron, fratele lui Moise. Ea se numește Elisabeta. Se traduce Dumnezeu a jurat. Observăm că numele indică ceva precis. Istoria noastră este sub semnul paternității lui Dumnezeu. El a promis și a jurat. Și întotdeauna Dumnezeu își respectă promisiunea deoarece este tată. Următoarele două versete de la Luca, versetul 6 și 7. Și erau doi drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului. Dar nu aveau niciun copil, deoarece Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor. Ne sunt prezentate calitățile personajelor, dincolo de faptul că provin dintr-o clasă sacerdotală, preoțească, din neamul lui Aron, sunt persoane modeste, putem spune chiar neimportante, pentru că în acea vreme existau 18.000 de preoți, Zaharia fiind unul din mulțime. Acești osniți se spune că erau drepți înaintea lui Dumnezeu. Cine este dreptul? Avram a crezut în spusele lui Dumnezeu și a fost considerat ca fiind credincios. Dreptul este acela care crede că Dumnezeu își menține promisiunile făcute. Cea mai mare nedreptate pe care putem să o facem față de Dumnezeu este să nu-L considerăm ca tată care dă viață. Deci, cea din tâi nedreptate este lipsa credinței. La fel cum prima rană dintre părinți și fii este lipsa încrederii, care murdărește iubirea. Dacă cineva într-o familie nu crede în iubire, dacă nu se mai consideră fiu, părinții sunt văzuți ca fiind antagoniști, adică dușmani, și viața i-a sfârșit în familia lor. Dreptatea radicală, pentru că am vorbit despre cine este dreptul, dreptatea radicală este credința. Nu este vorba de o credință vagă, ci este acea credință care face în așa fel încât tu să urmezi cuvântul Tatălui,
și astfel să fii just în toate căile și poruncile Lui. Dumnezeu a promis și ne-a dat calea vieții, calea strâmtă pe care trebuie să intrăm la un moment dat în viața noastră. Omul urmând calea vieții va obține promisiunea vieții, adică un om care se duce pe drum, întotdeauna, dacă el respectă cuvântul lui Dumnezeu, vor veni roadele, întotdeauna. Prima poruncă lui Dumnezeu este cea a vieții. Creșteți și vă mulțiți. Și omul este dorință după viață. Dorește viață plină, omul își dorește fericire. Zaharia și Elisabeta sunt persoanele ideale, drepte, foarte corecte, respectând toate poruncile. Ne-am așteptat să fie niște persoane foarte norocoase. În schimb, Biblia adaugă, dar nu aveau copii. Și știm, nu? Ce înseamnă când se căsătoresc doi tineri și nu vin copiii, tot îi așteaptă și nu vin. Totuși erau persoane drepte. Pentru că un om este drept, nu înseamnă că este și norocos. Privindu-L pe Hristos, servul lui Iahve, priviți cât de ghinionist este Dumnezeu, niciunul dintre fiii săi nu-L recunoaște, căci tuturor le este frică de El și fug de El. Amintiți-vă doar de Nazaret, unde Iisus Hristos i-a primit în modul în care știm deja că își doreau aproape să-L omoare, să-L arunce de pe munte. De-aia a spus Mântuitorul că nimeni nu-i profet în țara Lui, în cetatea Lui, în casa Lui. Ideea că norocul are legătură cu dreptate este combătută în cartea lui Iov. Iov îl cheamă la judecată pe Dumnezeu pentru a-L întreba cu ce a greșit de a fost lovit de atâtea necazuri. Însă profeții spun, suferiți datorită nedreptății voastre, dar continuă, va veni dreptul care va lua suferințele voastre asupra sa și vă va elibera. Promisiune despre Hristos. Hristos. Deci există un mare mister. Promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o și care este strict legată de ascultarea cuvântului Său. Deci promisiunile se împlinesc doar atunci când ascultăm de cuvântul Său, când umblăm în căile sale. Acum, pe moment, promisiunea pare sterilă, nu? În timpul profeților, înainte de venirea lui Iisus, părea sterilă, încă nu s-a împlinit nimic. Nu din întâmplare, în Scriptură, primele femei sunt sterile. Sara, Rebecca, maica lui Samson, Ana, maica lui Samuel. Aceste femei reprezintă istoria patriarhilor, a judecătorilor, din care apoi se vor naște regii. O mare parte din timp nu puteau să aibă copii și după aceea Dumnezeu le dă răsplată pentru că ele umblă în căile Domnului. Dumnezeu le dă sterilitate dreptilor pentru ca să înțeleagă un lucru, că viața nu a făcut-o ei, că nu ei sunt stăpânii vieții, că omul depinde mereu de Dumnezeu. Omul nu hotărăște când să se nască și când să moară. Prin urmare, viața este un dar pe care îl primești de la altul. Atunci, cum poți să o aduni pentru tine? Dacă tu conștientizezi că primești viața în dar, înțelegi ce este viața umană. Ea este relația cu celălalt și numai această relație dă fericire. Este comuniune și iubire și aceasta este viața veșnică. Din această cauză, Dumnezeu întârzie împlinirea promisiunii Fiului pentru a-L ajuta pe Avram și pe toți oamenii născuți după El să înțeleagă un lucru. Noi trebuie să descoperim, în primul rând, că suntem fii și acest fapt îl descoperim în Fiul, în Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că viața este un dar de iubire și de comuniune. Deci două lucruri, că suntem fii și că viața e un dar. Noi nu suntem patronii vieții, nu suntem stăpânii vieții. Noi putem, într-adevăr, să gustăm bucuria vieții din relația pe care, prin care noi ne jertfim unii pentru alții și din relația care vine de la Dumnezeu, cu Dumnezeu. Dumnezeu a promis viața, dar a promis-o ca relație. Aceasta este viața. Minciuna originară, adică aia de la început, a fost tocmai aceea de a gândi că noi oamenii suntem patronii, stăpânii vieții. Și ne amintim încă din Cartea Genezei ce spune diavolul. Dacă vei mânca din pomul oprit, totul va fi al tău. Tu vei fi tatăl tău. Tu te vei construi singur după cum vrei tu. Nu. Viața este dar sau dacă nu este dar, viața este moarte. Și dușmanul promite tot viața. Adică motivul fiecărei acțiuni de a noastre
bine, în bine și în rău, întotdeauna este o promisiune de fericire. De ce începe un război? Pentru că sper că prin acea luptă vei fi mai mulțumit și fericit, că vei avea mai multă bunăstare. De ce faci un bine? Pentru același motiv. De ce iubești o persoană? Tot pentru același motiv. Cu alte cuvinte, omul acționează mereu pentru că dorește să fie fericit. Și când face binele și când face rău, el vrea să fie fericit. Numai că fericirea vine dintr-o singură parte. Cum pot să-mi dau seama dacă promisiunea este adevărată sau falsă? Suntem dornici de asta. Să putem să identificăm totdeauna ceea ce e autentic. Numai că nu sunt lucruri magice acestea. Trebuie să ne aplecăm asupra cuvântului Dumnezeu, să fim în starea harului lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul așa cum biserica ne-l prezintă și cu siguranță vom putea să facem o diferență. Căci omul nu este programat de instinct, ci de promisiunea pe care celălalt o prezintă. Putem înțelege falsitatea sau veridicitatea promisiunii pornind de la două lucruri. Primul lucru este prezent în interiorul promisiunii și apoi în rezultatul acesteia, adică rezultatul dacă sunt rodele, nu? În interiorul promisiunii găsim promisiunea mincinosă și adevărata promisiune, adevărat. Promisiunea mincinosă, care primul lucru pe care îl vedem la această promisiune mincinosă este că nu își menține angajamentul, spune ceva și după aceea se dezice. Întotdeauna are nevoie să se umfle, să se prezinte ca pomul oprit, adică frumos, bun și de dorit, sau ca idolul. Fascinat, polit cu aur, spectaculos și teribil dacă nu-l urmezi, în timp ce adevărata promisiune nu are nicio calitate din cele pe care abia le-am expus, ci experimentează sterilitatea. Nu-s potențele omului, ci darul lui Dumnezeu în omul respectiv. Și atunci se experimentează această sterilitate. De ce? Pentru ca tu să înțelegi că ceea ce este promis nu este rodul unui câștig, al unei puteri, al unei stăpâniri, ci este o relație cu Dumnezeu și cu semenul. De acolo vine, de sus. Și din relația care după aceea o prelungesc în iubirea de semen. Și relația implică, asta și relația de iubire, nu? Când am fost așteptare, acum astăzi nu prea se întâmplă cu așteptarea, nu prea. Dar, nu? Adică celălalt se dăruiește. Iubire este cu totul altceva. Deja în tonul promisiunii, noi înțelegem dacă este adevărată sau falsă. Adică, dacă eu trebuie să spun o minciună, trebuie să o fac să apară adevărată, aducând o mie de argumente. Dacă spun, de exemplu, azi plouă, nu am nevoie de niciun argument, pentru că este adevărat. Și nu trebuie să evaluez nici avantajele, nici dezavantajele. Este așa. Atunci când este nevoie să aduci multe argumente, înseamnă că este vorba de ceva fals. Dar când apare rezultatul, totul se clarifică. Promisiunea falsă este tot ceea ce provoacă. Și acum să vedem. Deci promisiunile false provoacă ură, dezbinare, stăpânire, aroganță, nedreptate. Iar rezultatul acestor promisiuni false este la fel ca și în cazul lui Adam. În urma păcatului săvârșit, când spera să devină ca Dumnezeu, ce se întâmplă? Se descoperă gol, rușinat, ascuns, într-un colț, în raport cu Eva, în dușmănie, cu șarpele, cu natura, cu viața, cu moartea, cu toate în relație antagonică. Apoi fiii lui se ceartă între ei și se ucid. Este istoria. Rezultatul răului, care la început părea ceva frumos, fascinant, cu imagini, acest rezultat al răului este idolul. Uitați-vă televiziunea zilei noastre. Ne oferă imagini idolatre. Ne arată cât de strălucitor e totul. Adică, de multe ori, lucrurile pe care noi ne le dorim și le visăm, le vedem la televizor. Cei care sunt protagoniști acolo, ei tot timpul sunt fericiți. Ei tot timpul sunt puternici. Lor ne este totul. Da. Viața nu e așa. Acolo e o minciună. Și atunci, în loc să avem relația cu Dumnezeu, noi căutăm idolii. Căutăm să imităm minciunile acestei lumi. Vedeți atâtea reclame, știți?
Acum noi nu ne mai uităm. Zice, bă, dacă Arielul îl pui pe pată, nu mai este pată. Dacă aia... Dar nu-s chiar așa lucrurile. Face bine, dar nu... De multe ori reclama e una, sau realitatea e una, când ai masca, găsești altceva. Fiți atenți. Că întotdeauna noi acționăm în funcție de ceea ce ni se propune. Trebuie să fim atenți, să nu fim seduși de propuneri. Păi, vedeți că apostolat face toată lumea, nu numai noi creștinii. Dacă noi am fi așa de zeloși cum sunt ceilalți, a lui Michiduță, a celălalt care sunt mai zeloși, poate că am trăit într-o altă lume, numai că noi suntem un pic mai moleșiți și mai delăsători din acest punct de vedere. Și atunci să fim atenți, să nu fim seduși de aceste propuneri înșelătoare, care nu mențin ceea ce promit. După aia găsesc scuze și după aia tot ei ies deasupra. Promisiunea lui Dumnezeu trece prin sterilitate. Asta trebuie să reținem. Pentru că astfel omul începe să creadă în Dumnezeu și să stabilească cu el un raport de afecțiune și încredere. Când ne merge bine, avem noi nevoie de Dumnezeu? Păi tot timpul eu sunt eu. Când mă întâlnesc cu cineva, dacă nu mă laudă, nu mai e prietenul meu. Dacă nu-mi recunoaște meritele. E, dar în momentul în care intru în criză, încep să faptele mele să fie sterile, să nu mai văd rodele, atunci îmi dau seama că am nevoie de Dumnezeu. Acesta este primul rezultat. Că te consideri fiul. Fiul lui Dumnezeu. Al doilea constă în faptul că începi să înțelegi că viața nu înseamnă să posezi lucruri. Și asta e un alt mod pe care Dumnezeu îl dorește să-l înțelegem, pentru că diavolul aici ne înșală. Adunăm toată viața și pruncii noștri risipesc. Și dar nu asta e problema, că risipesc. Își distrug viața. Pentru că ei nu mai în viață. Nu mai au adevăratele idealuri. Și atunci ei se gândesc la plăcerile lor, pentru că noi ne-am sacrificat și am trăit ca niște sclavi. De aceea, viața este relația ta cu tatăl și cu frații. Și din această aparentă sterilitate izvorește viața frumoasă, care este relația cu aproapele și cu Dumnezeu. Vedeți ce minunat e când ne adunăm și avem un ideal comun. Ne bucurăm, de multe ori și spunem, mă, dar nu mă înțeleg așa de bine ești cu cei din familia mea. Pentru că e aici Spiritul Sfânt. Pentru că idealul ăsta îl unește Domnul. Pentru că El ne face fericiți. Când într-adevăr ne simțim fii și după aceea, din această relație de fii, devenim frați, dar frați adevărați, nu cei care să tot cârcotesc unii pe alții și să tot bagiocoresc pe la spate și să tot vorbesc. Nu, ăia care își pun viața și trăiesc jertfindu-se unii pentru alții. Dar asta nu se poate decât dacă Spiritul Sfânt stăpânește acolo. Atunci poți avea și un fiu. Când poți să ai un fiu? Când te consideri că tu ești un fiu al lui Dumnezeu și când viața nu înseamnă că doar trebuie să posedăm lucrurile acestei lumi, ci ne bucurăm de darurile Spiritului Sfânt. În timp ce viitorul celuilalt este doar moartea. Deci dacă nu am aceste criterii, mai repede sau mai târziu, va veni moartea și în viața mea. Cealaltă istorie a lumii este apologia infracțiunii. Asta o vedem în tot pasul. Și o cunoaștem. Aici suntem experți. Adică istoria o scrie cel puternic. Adică acela care acum i-a eliminat pe cei dinaintea lui și apoi o va scrie un altul care îl va elimina și pe el. Adică istoria întotdeauna e a celor puternici. Deci este o istorie de violență și de moarte care se repetă. Întotdeauna cu promisiunea că va fi mai bine. În sensul că mereu este mai bun răul. Fiind vorba de răul tot mai rafinat. Istoria promisiunii lui Dumnezeu e salvarea istoriei lumii. Deci dacă n-ar fi această promisiune, ceea ce fac oamenii prin apologia infracțiunii, prin modul în care ei totdeauna se folosesc de darul lui Dumnezeu pentru interesele personale. Și atunci nu fac altceva decât să-i înlăture pe ceilalți. Și atunci istoria promisiunii lui Dumnezeu e chiar
Aceasta e salvarea istoriei lumii, mântuindu-ne de această istorie limitată, adică de istoria regelui Irod, când domnea o istorie care încă domină și în zilele noastre și va exista cât va fi lumea. De fapt, Dumnezeu lucrează în istorie folosindu-se și de aceste persoane. Este important să conștientizăm aceste lucruri, deoarece această cunoaștere contribuie la salvarea lumii, a omului, a umanității omului. Și este aspectul fundamental pe care Israel l-a conservat de-a lungul istoriei. Dacă nu am avea întreaga istorie alcătuită numai din apologii ale infracțiunilor, ar fi minunat. Cine își ucide fratele, crede că este mai puternic, că este învingător și ajunge să se creadă că e Dumnezeu pe pământ. Însă, de fapt, el este anti-Dumnezeu. Este sclavul celui rău. Am vorbit despre sterilitatea dreptului și cât de important e să trecem. Îmi amintesc o carte care m-a marcat în viața mea, Meditații despre credință, un profesor polonez, Tadeusz Deitzer, care spunea că fiecare dintre noi trebuie să ajungă în deșert. Până nu ajungi în deșert, tu le știi pe toate. Și abia acolo poți să experimentezi și să vezi iubirea lui Dumnezeu. În suferință, în încercare. El nu te lasă să fii disperat. Dar pentru asta trebuie să rămâi încrezător. Aici e jocul pe care vrea să-l facă diavolul, să ne ia încrederea în Dumnezeu. Să ne spună, lasă că tu te descurci. Ai centuri de siguranță, tot Tadeusz Deitzer spunea. Îmi fac prieteni din doctori, că atunci când o să am nevoie să mă ajute. Din judecători, pentru că dacă cumva ajung la... Și din toate categoriile. Și astea sunt centrurile mele de siguranță. Dar nici una nu rezistă în fața încercărilor pe care le dă Dumnezeu ca să mă convertească. E adevărat, ultimul cuvânt l-am eu. Dar oportunitățile pe care mi le dă, și poate uneori dureroase, arată iubirea Lui față de mine. Că dacă El mi-ar pune doar focul și apa în față și m-ar lăsa, nu știu ce aș face. Dar în momentul în care El vine și mereu, mereu mă cheamă, inclusiv în Evanghelia de dimineață, nu? Am văzut persoanele care, pe care Domnul le cheamă. Și nu mai lasă timp. Vino după mine, acum. Lasă morții să-și îngroape morții lor. În sinteză, atitudinile noastre înaintea vieții ori sunt atitudini de patron, și asta le găsim. Eu am, eu sunt stăpânul vieții mele, eu sunt de fapt cel care distrug viața, pentru că viața e un dar. Și e un dar între două mari tăceri. De acolo de unde vin și încotro mă îndrept. Ori o atitudine prin care accept că vin de la Dumnezeu și merg la El și că viața mea este un dar de la Dumnezeu, că ea mi se dăruiește. Aceasta este sinteza întregii istorii a lui Israel. Ultimele două versete. Și pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, a ieșit la sorți, după obiceiul preoției, să tămâieze intrând în templul Domnului. Iar toată mulțimea poporului, în ceasul tămâirii, era afară și se ruga. Cineva mijlocea, cel care tămâia în templu, și toată lumea se ruga. Prima temă este templul. Evanghelia după Luca pornește de la templu și se încheie în templu. Este acel loc sacru, despărțit de locul profan, care stă în centrul tuturor. Templul este ceea ce pui în centrul existenței tale. Dacă îl pui pe Dumnezeu, promisiunea sa, cuvântul său, atunci recunoști adevărul că ești fiu și iubești și pe frați. Atunci îți dai seama că întreaga ta viață se structurează în mod diferit. Pentru că templul este centrul orașului. Dacă pui în centru, e un exemplu pe care îl dă Silvanul Fausti, banca comercială, îți dai seama că este un alt Dumnezeu. Competiția, posesia, puterea, stăpânirea, cât de mult ne plac, este foarte mult.
Numai că este un alt tip de viață, nu-i cel pe care îl căutăm noi pe calea strâmtă. Ceea ce pui în centrul vieții tale este Dumnezeul tău. Ori este Dumnezeul vieții, ori Dumnezeul morții. Sau este Dumnezeul darului, sau este Dumnezeul slujirii. Sau este Dumnezeul puterii și al dominării, sau este Dumnezeul libertății, ori al sclaviei. Templul în care în toate culturile este în centru. În toate culturile găsim templul în centru. Este locul în care lumea primește viață de la Dumnezeu. Este împletirea între timp și veșnicie, între pământ și cer. Dacă se sfârșește această legătură, se termină viața pe pământ. Câtă lume tristă, devastată, depresivă, care nu mai știe ce face în lume, de unde vine, unde merge, pentru că și-a pierdut centrul. Toți avem un centru, în caz contrar suntem descentrați, fără cap și fără codă. Iar viața noastră pierde izvorul vieții. Știm că suntem relativi, pentru că nu existăm, nu existam, în trecut nu existam și nu vom exista în viitor dacă nu avem centrul cel adevărat. Suntem relativi față de ce? Față de nimic. Aceasta este senzația pe care o avem în zilele noastre. De aici izvorește întreaga neliniște. Dacă ai impresia că aparții nimicului, atunci dedică-ți viața nimicului. Vei cauza multe dezastre. Însă templul este locul unde omul se află pe sine. Unde își află adevărul. Unde îl află pe Dumnezeu. Și unde descoperă că este Fiul lui Dumnezeu. Este un loc simbolic care exprimă mult mai mult decât un simplu templu. Pentru că în templu se organizează întreaga viață. În sanctuar avem cuvântul lui Dumnezeu, legea, regula vieții, avem organizarea sărbătorilor, a calendarului, organizarea vieții religioase și civile. Totul este în centru. Dacă se pierde acest centru, fiecare face ce crede și domină liberul arbitru al celui mai puternic. Asta se întâmplă în lumea noastră de azi. Domină liberul arbitru al celui mai puternic. Adică stăpânește moartea, nedreptatea și sclavia. Este important să avem acest centru pentru că ne eliberează pe toți și ne permite să facem ceea ce trebuie în orice situație, pentru că noi deja avem acest centru. Și nu este un centru vizibil, pentru că aici e pericolul. Să credem că centrul este o persoană, o instituție sau bani. Dacă acestea devin absolutul pentru că sunt, trebuie să recunoaștem că sunt relative, atunci tu sacrifici viața acestor lucruri pierzându-ți libertatea. Absolutul, adică Dumnezeu, trebuie să fie centrul pe care îl caut mereu. Și acest lucru mă face liber. Mă face mereu să caut și să primesc viața folosindu-mi libertatea. În templu, în sanctuar, în Sfânta Sfintelor se află Arca Alianței, ca să ofere tămâie din cei 18.000 de preoți, tocmai Zaharia e cel care în Evanghelia de astăzi oferea tămâie. Era rugăciunea care se urca la Dumnezeu. Dumnezeu ne dă tot binele de sus și noi mulțumim făcând să se înalțe parfumul ca semn de mulțumire pentru toate darurile. Avem structura fundamentală a omului care știe că toate le primește. Deci este mulțumit și se bucură, lăudându-L și mulțumindu-I Domnului. Sfântul Pavel ne spune, tot ce ai omul e un dar de la Dumnezeu. Poți tu să te lauzi dacă e darul lui Dumnezeu? Astfel, intră în comuniune cu Dumnezeu și cu omul prin acest dar. În templu omul își dă seama că Dumnezeu face bine sau bine face, bine dă, bine zice. Adică binecuvintează sau binecuvântează. Rugăciunea fundamentală din care face parte tămâia jertfele, psalmii, este binecuvântarea, adică lauda adusă lui Dumnezeu. Este forma fundamentală a rugăciunii. A lauda înseamnă sunt fericit, sunt mulțumit că Dumnezeu este Dumnezeu. Dacă tu ești mulțumit că unul este ceea ce este, tu te bucuri de bucuria Lui. Dacă tu iubești o persoană, ești mulțumit că este o persoană frumoasă, bună, capabilă. Astfel, prin laudă, noi avem aceeași bucurie cu a lui Dumnezeu.
Știți că ne spune Iisus Hristos, când un mădular suferă, toate suferă, dacă suntem într-adevăr mădulari lui Hristos. Numai că, din păcate, în lumea în care trăim, când un mădular suferă, îi spunem bine că suferă, că știm noi ce-a făcut el, cunoaștem noi. Și atunci nu mai suntem acum, nu mai suntem așa mădulare a lui Hristos, cum ne cere Domnul. Lauda înseamnă a reconduce orice lucru la izvorul său, adică la Dumnezeu. De aceea lăudăm pe Dumnezeu pentru toate lucrurile. Cu alte cuvinte, dacă noi avem capacitatea de a binecuvânta și lăuda, atunci avem și energia de a trăi, pentru că suntem în comuniune cu Tatăl și cu frații. Când pierdem capacitatea de a lăuda și binecuvânta, devenim blestem, singurătate și moarte. Adică se termină puterea creației. Din această cauză, Scriptura este plină de binecuvântări. Amin.